Minunată este această Sfântă Evanghelie de astăzi, care se pune de obicei la Sfinții Mari Mucenici, care vorbește despre dragostea lui Dumnezeu pentru om și mai mult, care vorbește despre incapacitatea lumii de a înțelege Duhul lui Dumnezeu. Și dacă pe Dumnezeu Mântuitorul nu l-au înțeles, El care i-a înțeles pe cei bolnavi și suferiți atât de bine, spune Mântuitorul că nici pe voi nu vă vor înțelege. Și nu doar că nu vă vor înțelege, vă vor disprețui și veți fi urâți de toți pentru mine. Probabil ați simțit atât de des în viața de creștin cât de urât este sau cât de trist se face sufletul nostru atunci când nu suntem înțeleși de cei de lângă noi. Pentru ce postești? Pentru ce să suferi? Pentru ce să mergi la biserică? Pentru ce să te duci la preot să te spovedești? Oamenii nu pot înțelege lucrul acesta pentru că nici nu empatizează, nu sunt în stare să se pună în pielea celui care face asta. Pentru că nu au un scop, nu au cel mai important lucru în viață, sensul. Noi facem aceste lucruri pentru că vrem să înțelegem pe cel care a suferit. Pe cruce pentru noi. Sunt un mare mucenic și tămăduitor Pantelemon, cred că asta este esențial în viața lui. Empatia, dorința lui de a vindeca pe cei bolnavi. Prin acest mic amănunt, cuviosul preot Ermolae l-a adus la creștinism și l-a făcut să creadă cu toată inima în Dumnezeu. Iarăși un element definitor în viața lui, care nu are nicio treabă cu logica lumii, este întâlnirea copilului pe când era încă păgân cu acea viperă care mușca de un copilaș și era mort copilul. În Duhul lumii de astăzi nu era cu putință această atitudine. El s-a dat înapoi, s-a speriat. Așa ca toți, în prima instanță. Dar dacă ar fi un copil de vârsta Sfântului Pantelemon, astăzi ar scoate telefonul și ar imortaliza digital imaginea, fără empatie. Dacă ar fi fost un adult, ar fi încercat să rezolve el singur problema, strigând după ajutor sau chemând pe cineva. Dacă ar fi fost un cricos, nu s-ar fi gândit în niciun caz la rugăciune și la Dumnezeu. Dar acest copil a zis în mintea lui, iată, acum este vremea să încerc dacă cele spuse de cuviosul Ermolae sunt adevărate. Și lucrul extraordinar de interesant pe care v-am spus și data trecută, de ce Dumnezeu a făcut minunea aceea uriașă în viața Sfântului Ilie și celelalte pe care le-a sfârșit de gura lui, un om sărac și simplu, cum era Sfântul Ilie, în el și după de carte. Exact același lucru s-a întâmplat și aici. Atitudinea cu care se duce copilul Pantelemon la Dumnezeu și zice, Doamne, deși nu sunt vrednic să chem numele Tău. Cum nu era vrednic? Nu era copil, nu era sincer, nu era nevinovat, nu era... Dacă ești cu adevărat Dumnezeu, cel viu și atât puternic, fă ca vipera aceasta să moară și copilul să învieze. Și încă un lucru extraordinar, ca să fiu pentru totdeauna locul tău. Vedeți? Scopul urmărit în rugăciune este. Fundamentul este esențial. Scopul acesta de care noi nu avem grijă atât de cele ceva de la Dumnezeu, este cel mai important. Și bineînțeles, dacă Dumnezeu face această nebune pentru milostivirea Lui, de obicei noi cerem pentru noi, dacă încercăm cu aceeași intensitate sau mai mare izbăvirea de suferința celuilalt,
Vedeți, dar cu ce scop nobil? Nu pentru interesul poftei trupului. Chiar și un lucru la îndemână să facem poftele trupului și nouă și copiilor noștri, dar nu mai greu este să ne punem frână. Atunci când facem ofurile copilului, nu faci altceva decât să-ți faci ofurile tale. Ai o satisfacție că el este bucuros. Dar când îi pui frână, ai o durere pentru că el suferă. Dar binele acela este să-ți lauzi durerea în tine. Ca să putem empatiza cu Sfântul Mare Mucenic și Mântuitor Pantelemon, să-l putem înțelege. Uitați-vă, citiți viața lui. Eu am să vă povestesc câteva întâmplări de lui. Dar nu poate fi înțeles de mintea unui simplu, necredincios. De astăzi, el, cum era aseară, doi tineri, unul făcea poză la iconostas și unul se închina. Și cel care făcea poză râdea sau filma, filma și râdea. Altfel, credem că lucrurile din viața Sfântului Pantelemon nu sunt adevărul în toată desăvârșirea lui. Niște povești scrise de Sfinți. Și după ce Sfântul a luat botezul și a devenit creștin, cu atâta delicatețe a pus întrebări tatălui lui păgână, încât la copii acesta să nu mai creadă în Dumnezeu, în Dumnezeu păgână. Putea să te rămâi idol, că de multe ori a venit asta în cap și n-a făcut. Punctul prin care a convertit pe tatălui la creștinism a fost vindecarea unui orb care cheltuise toată averea la toți medicii din cetate și nu numai că n-a văzut, ci a vorbit cu totul. Și acela merge la Sfântul Pantelemon și îi spune acestui caz al lui și Sfântul Pantelemon îl întreabă și atunci dacă îi dam toată averea la doctori, cum e, ce îmi vei da dacă te voi face să mă duc? Păi rămășița de avere care o mai am, îți voi da. Și a spus, bine, două săracilor, pentru că medicamentul care ți-l voi pune eu nu cunoaște niciunul din doctorii cetății acesteia. Și a pus mâna pe ochii lui și a zis, în numele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, caută și vezi. Și a văzut. Tatăl lui i-a spus de la început să nu se apropie de un lucru cu așa mare îndrăzneală, prea mare pentru el, tânăr fiind, încă ucenic al marelui Iosif. Dar pentru această minunie, Dumnezeu a convertit pe tatăl lui și s-a botezat împreună cu orbul. Acest orb este invidiat de doctorii care n-au suportat vindecarea, este dus la împărat, întrebat exact ca și fariseii pe orbul din Sfânta Evanghelie, pe duminica orbului, dacă țineți mintea cincea după Paște. Dar cum mai e? Cum acum vezi? Ce ți-a făcut ție de vezi? Și orbul le-a povestit și împăratului și doctorilor care erau de față și tuturor același lucru. Uite, toată averea am trebuit-o și este cu neputință să mai fi văzut vreodată. Și el, cu numele lui Hristos, m-a făcut să văd. Trebuie să urmăriți acest dialog, pentru că este interesant în amănuntele lui. Este decapitat și moare ca și un ucenic. Sfântul Pantelemon este chemat să dea mărturie dacă a vindecat acest orb, este pedepsit pentru că crede în Dumnezeu și supus la strunjire. Nu se puteau atinge armele acelea de el să muiau ca ceapă. Când a văzut aceasta, împăratul a zis că să fiarbă o căldare de plumb topit să arunce acolo. Bineînțeles, plumbul s-a răcit pentru că Mântuitorul Hristos s-a arătat de fiecare dată în chipul Sfântului Iermolaie și îl ținea de mână pe Sfântul Mucenic. Sunt urechinurile. Apoi a fost aruncată în mare cu piatră uriașă legată de gât. Piatra s-a făcut ușoară ca mingea, iar Sfântul
a mers ca pe apă în fața împăratului și a spus: nu este puterea mea, ci puterea Mântuitorului care are asupra mării și asupra valurilor stăpânire. Nu este adevărat, este plajă creștinească și ei au prorocit să fie aruncat fiarele. Iar și un lucru interesant, fiarele acestea pe care Sfântul Pantelimon le mângâia pe cap, pentru că nu au vrut să le atingă în niciun fel, au fost de junghiate și tăiate cu săbiile, ca și toți cei care au crezut în Mântuitorul Hristos la această minune. Și fiind aruncate în afara cetății, nu s-a atins nici măcar musca de ele, nu au venit alte jevine să-i mănânce doar trupurile. Și Sfântul Mare Mucenic Pantelimon a și zis atunci: slavă ție, Hristoase Împărate, că și fiarele s-au învrednicit amului pentru numele tău. Văzând împăratul și această minune, a poruncit să fie îngropate, pentru că nici nu putrezeau, nici nu miroseau urât, îngropate și acoperite cu pământ. A fost adus la muncire și sunt Iermolai, cei doi ucenici, Iermip și Iermocrat, care erau slujitori ai bisericii, nu au cedat păcălelilor în care Sfântul era ademenit să uite. Ermolaie, dascălul tău și ucenicii lui au crezut zeilor. Bineînțeles că Sfântul, fiind luminat de Dumnezeu, n-avea cum să fie mințit. Și a zis: iată, acum ei făcut să meargă în Împărăția Cerurilor. Și au mers în Împărăția Cerurilor, iarăși lucru interesant. Atunci când au ridicat ochii să se roage înainte de a fi uciși acești trei mucenici, au căzut toți idolii din capiștile cetății Nicomidiei, s-au sfârmat ca praful, nu doar s-au sfârmat. Și iarăși lucrul acesta care l-am văzut și la Sfântul, și ridicându-și ochii spre cer, punându-se în fața lui Dumnezeu, se rugau. De ce vă spun lucrurile astea? Pentru că până în sfârșit s-ar putea să fim rușinați exact așa cum cei slabi în credință ne desprețuiesc pe noi că nu facem cele ale credinței, râde de noi și uneori ne pribunesc. S-ar putea exact același lucru să facem noi, creștinii de astăzi, cu Sfinții lui Dumnezeu. Dacă nu credem așa cum pruncii cred această viață, nu ca pe o poveste, ci ca pe o realitate ultimă, adevărată, s-ar putea să fim în stare să facem ce fac necredincioșii cu noi, să facem același lucru. De asta vă povestesc amănuntele acestea. Pentru că în Evanghelia de după asta, ați auzit o a doua Evanghelie de astăzi, spunea Mântuitorul: lăsați pruncii să vină la mine, ca unul loc acesta este Împărăția Cerurilor. De nu veți fi ca ei, nu veți intra în Împărăție. Sunt mare mucenic Pantelimon, acum este trimis la moarte prin sabie, este legat în mănăstire și când să decapiteze capul, a fost, când să fie decapitat, a fost iarăși o minune și s-a topit sabia aceea ca și cea. S-a auzit glas din cer și i-a întărit încă o dată numele de Pantelimon. Soldații toți au crezut în Dumnezeu și cei care au văzut această minune și nu m-au îndrăznit să facă rog aparatului să-l taie cu sabia. Și atunci Sfântul Pantelimon a spus: dacă vreți să aflați mila la aparatul meu, Hristos, să vârșiți poruncul. Sabia nu s-a atins de el pentru că era în rugăciune, dar atunci când a poruncit să se atingă de el, a fost tăiat cu ușurință și în loc de sânge au ieșit lapte, ca simbol al curăției și al luminii. Iarăși această minune a făcut ca mâslinul să se umple de roadă,
plin de săvârșit. Iar împăratul s-a mâniat atât de mult încât a poruncit ca să fie ars, să fie tăiat copacul, să fie ars împreună cu Sfântul și cenușa și sară în cel mare, dar trupul Sfântului a rămas totul neatins și îngropat de un boier creștin cu cinste. Lucrul cel mai important care îl pierdem astăzi este acesta. Capacitatea de a empatiza cu celălalt, capacitatea de a ne pune în sufletul în suferința lui. Îl pierdem cu ușurință, îl pierdem fără să ne dăm seama, îl pierdem datorită Dumnezeului acestuia atotputernic care se numește tehnologie de vârf, la care apelăm cu ușurință atunci când suntem într-un impas. Nu ar fi sunat cineva dintre noi imediat la 112, dacă ar fi văzut minunea vibra care a murit un copil. N-ar fi sunat pe cineva, pe tata, pe mama, dacă era copil. N-ar fi apelat prima dată la telefon, prima dată îți pui mâna, pe ce să-i mai aproape, să faci ce poți. Dar îmi spunea un tânăr care acum este creștin în biserica noastră, că atunci când i-a ars casa care avea vreo 40 de metri lungime, tânăr la 30 de ani, a făcut tot ce i-a stat într-o putință, să poată opri focul, a luat bultul escavator, a început să dărâme pereții, s-a urcat pe casa, a dat prinzele de lemn jos de acolo, a luat furtună cu apă. Tot ce i-a stat în putință să facă, dar n-a făcut ce a făcut Sfântul, s-a dat un pas înapoi, să se miluneze de ce se întâmplă, să strige: Doamne, ori slavă ție pentru toate astea, ar fi fost extraordinar, ori nu mă lăsa să pierd, sau nu-i lăsa să pierd. Mi-a recunoscut că n-am putut să facă nici măcar o secundă de rugăciune, datorită fricii, spaimii, uriașii. În același timp, probabil cu câteva luni în diferență, o bătrână într-un comun, într-un sat, în aceeași situație fiind că i-ar dea strânsura de fân, care era înaltă de 10 metri și acoperită cu tablă, a luat foc toată odată, vă dați seama ce 50 metri de foc era în aer, între acel stoc și casa, care era tot la fel o casă lungă, 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 cu multe corpuri, era un singur cais, care era pe jumătate uscat, care trebuia să transmită focul de la fân la casă. Nu era nimic să împiedice asta. Casa era acoperită cu lemn și cu azbuciment. Ar fi ars ca și paie. Și bătrâna fiind singura acasă, neavând copiii pentru că erau la muncă, a luat icoana Maicii Domnului, s-a dus în fața focului și a stat iar în fața flăcărilor până când n-a mai putut răbda căldura. Și atunci a pus-o în caisul uscat și a ars caisul până la creanga care era icoana. N-a ars atât de mult încât să cadă icoana jos din copac. Și riscul copacului n-a mai ars. Deci până la icoana s-au oprit flăcările. Bătrâna era creștină de-a noastră. Deci vreau să faceți diferența cum întâmpinăm noi situațiile acestea de viață. Uimirea neprevăzutului ne împinge să ne rugăm, îl agățăm de Dumnezeu cu toată inima. Că dacă nu facem asta, iubiților, nu putem face nici la ieșirea sufletului din trup rugăciune către Dumnezeu. Spaima uriașă când vezi urăciunea pustiirii, nu-ți mai dă voie să te rogi, te paralizează cu totul și nu mai există scăpare, pentru că ați văzut diavolul cu câtă ușurință îl ia pe cel fricos. De ce el curajos nu se atinge? Nu s-ar atinge dacă nu am ști
să fim pe picioarele noastre acum. Și dacă acum, în situațiile astea de viață care sunt mici, nu putem face un pas înapoi să strigăm la Dumnezeu, cum vă face atunci? Deci un lucru foarte important despre pe care nu v-am spus în săvârșirea minunii este acesta, scopul. Scopul cu care facem rugăciunea la Dumnezeu. Că eu pot să mă rog, Doamne, salvează-mi casa, să nu ardă. Pentru ce? Cu ce scop cere asta? De ce? Poți să promiți că ai să fii un creștin adevărat de viața? Nu poți. Și atunci pentru ce se fac asta? Pentru ca să nu moară animalele? Păi tu iubești animalele mai mult decât iubesc eu? Îți poate răspunde Dumnezeu. Da, asta este lucrul cel mai important și mai de dorit pentru mine, să înțelegeți că empatia asta, care este iarăși perfect egală cu cuvântul smerenie, nu este altă definiție mai bună pentru smerenie decât empatie. Nu vă imaginați că smerenie înseamnă altceva, să nu vă treacă pe cap altceva, că smerenie înseamnă să nu fac pe mine ultimul cel mai păcătos. Nu! Smerenia înseamnă să mă pun în pielea celuilalt și să-mi înțeleg în toată sărăcia lui și în toată suferința lui. Că dacă nu pot face asta, apar certurile în familie, apar observațiile în biserică, că nu știi să te închini, că așa să vine îmbrăcat, că nu mai vorbiți, nu mai vorbești în biserică, că stai pe telefon, lucrurile astea pe care atât de ușor ar fi trebuit să fie convertite în rugăciune. În loc să-i spun, mă rog, dar nu facem asta. Și asta dovedește că nu avem empatie, și asta dovedește că nu suntem pregătiți să înfruntăm judecata la ieșirea sufletului și nici să le înțelegem pe cel care a suferit pentru noi. Căruia se cuvine toată slava, cinstea și întâlniciunea în legii.